Bun găsit la meditația de seară despre faptele ascunse sunt dezvăluite. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Legea lui Dumnezeu este atât de scurtă încât putem să o memorăm cu ușurință fiecare poruncă și totuși atât de vastă încât să exprime întreaga voință a lui Dumnezeu și să cuprindă în sfera de cunoștință nu numai faptele, ceea ce se vede în exterior, ci și gândurile, intențiile, dorințele și emoțiile inimii. Legile omenești nu pot să facă lucrul acesta, ele pot să se ocupe numai de faptele care se văd. Un om poate să fie nelegiuit și totuși să-și ascundă greșelile de ochii omenești. Legea lui Dumnezeu condamnă gelozia, invidia, ura, răutatea, răzbunarea, pofta și ambiția care invadează sufletul, dar care nu și-au găsit exprimarea în fapt, nu pentru că nu ar fi existat voința, ci pentru că nu s-a ivit ocazia. Toate aceste simțăminte păcătoase vor fi luate în considerare în ziua în care Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată.